Da. Dar, fără falsă modestie, cât a contat părerea ta în realizarea acestui transfer? Că, pentru că, până la urmă, cel mai important cuvânt, tu trebuia să-l ai, sigur, dincolo de tranzacția financiară. Dar ca aducându-l pe a Ioanei, și tu îți luai o oarecare povară. De adică, ce să avem o oarecare povară? Pentru că tu trebuia să-ți dai cu părerea despre asta înseamnă calitățile responsabilitate. Lui. Responsabilitate. E, asta voiam să te întreb. Cât a contat părerea ta? Foarte mult. Foarte mult. Nu spunem în procente. Nu, da, a contat foarte mult. Bineînțeles că la, la partea financiară e ceva care pe mine nu... Sigur că nu. Care nu mă privește, dar tot ceea ce înseamnă tehnic, tactic... A contat foarte mult. Am înțeles. Și celelalte profile la fel. Da. Dar au fost mai mulți factori pe care a trebuit să-i luăm în considerare. Da. Și când spun să-i luăm în considerare, da, e cercul complet, 360 de grade. Și financiar, și vârstă, și zonă geografică, și dacă să ne gândim mai departe, ceea ce e plus valoare, pentru că odată cu, acum vorbim de Ioane, dar orice jucător, da? Orice jucător care face parte din lotul Rapidului și noi ca și antrenori care facem parte din staful tehnic, noi suntem un patrimoniu al Rapidului. Da? E, noi acest patrimoniu, de la un nivel, trebuie să-l ducem la nivelul următor. Așa e și cu jucătorii. Da. Am adus un profil, da, în cazul acesta a Ioanei. Analiza e făcută și pentru ceea ce poate să facă, să producă acest profil peste o perioadă de timp. Adică i-ați privit trecutul, acum prezentul și priviți și către viitor. Normal. Să facă pașii corect facă și normal. Pașii corect și după aceea să aducă plus valoare. Plus valoare, cu patrimoniul unei societăți, ce vrei să faci? Normal, investești, da? Pui la dispoziție toate ustensilele, toate competențele pe care le ai în jurul tău, crește și după aceea îl valorifici. Obiectivul tuturor acesta este, nu?